2010 va fi foarte tumultos. Deci mult mai nebulos și mai agitat decât 2009. În general vorbesc, nu neapărat de viața sigură. Tumultos și are și cu plus, mie mi-ar crește inima de bucurie. Dar din păcate, prevăd că și pe viața sigură vor fi multe tulburări. Procesul de consolidare a pieței câteva va continua, dar în același timp cred că toate companiile vor trebui să își facă în continuare sau simțite planul de restructurare și măsuri de eficientizare. La fel cred că și societățile de brokeră sunt convins că aceeași problemă au față. La ce planuri de restructurare ne putem gândi? Păi, e clar că trebuie să ajustăm costurile, condițiile în care suntem presați de tot felul de reglementări, să adăugăm costuri pe alte părți, trebuie să facem cumva niște planuri să vedem unde le scoatem. Reglementările sau acționarii sunt cei care fac o presiune mai mare în acest sens al eficientizării activității? Nu, e vorba în general de situație economică, e vorba de reglementări noi. Păi uitați-vă numai la emiterea electronică, înseamnă că a presupus ca fiecare companie să investească, bănuiesc, de până la vreo 500 de mii de euro în sus. Noi am investit mult mai mult. Da, dar pe de altă parte, CSEA-ul, de exemplu, a scăzut, ținând cont de condițiile economice. Da, da, balanța cert nu e echilibrată. După aceea o să intre în funcțiune norma asta cu training-ul agenților, gestionarea profesională. Alte costuri. Ați făcut un calcul, înseamnă ca și costuri suplimentare. O să vă speriați mai mult de viață. Deci, în general, cred că și lumea, în general, politicul și guvernanții influențează orice sector, deși asigurările. Și iar am văzut niște semnale că guvernanții chiar nu prea știu exact ce înseamnă asigurare și ce se întâmplă în sectorul asigurărilor. Ceea ce cred că ne va afecta pe toți ca toată viața. În aceste condiții, mai e o chestiune. În general, sectorul asigurării, industria asigurării a crescut mai bine decât economia națională. Totdeauna a fost cu un pas înainte economiei naționale. Vă așteptați ca acum să scadă mai rău decât și astăzi economia națională? Nu, eu sunt convins că va fi în continuare cu un pas înainte economiei naționale, dar depinde unde se va duce economia națională. Pentru că feeling-ul meu este că undeva un 5-6 până la 8% în față vom fi și în 2010. Dar dacă economia națională, de exemplu, va scădea, vom cu 5%, să spunem, dacă vom fi cu 0. Dacă avem un minus 6 pe economie, 5-6 în față. Da, deci dacă avem minus 6 pe economie cu un plus 8 asigurările, facem un plus 2. Da, exact. Care e previziunea noastră exact pentru... Deci, dacă există o asemenea intercondiționalitate de bază, pe urmă mai există un factor de condiționalitate care va deveni foarte mare, mai ales în aceste condiții în care oamenii se uită foarte atent la preț. Este vorba de impulsul unor actori din piață de a coborî prețurile sub prețul minim tarifat a riscului, ceea ce în opinia mea va constitui un mare pericol, un câștig de asigurați nu vor avea și în final se va traduce într-o scădere de subscriere și rezultate și mai proaste. Există această presiune a primei, e firesc că acum toată lumea se uită la preț, la cost, se uită și politicienii și au tot felul de idei cu RCA-ul. Acum am văzut diverse zgomote prin presă că RCA-ul e prea scump, că nu știu ce. Dacă noi vom ceda la mă rog, opiniile absurde că reducând prețul sub prețul tarifat al riscului vom face ceva rezultat, ne vom înșela, pentru că într-un final vom afecta calitatea serviciului clientului. Și aici vreau să ajung, de fapt, că mie se pare tema centrală care trebuie discutată în acest moment. Încrederea publicului în asigurări în România. Gândiți-vă că noi de ani de zile tot ne așteptăm și tot vrem să creștem gradul de cuprindere în asigurări și nu reușim. Nu reușim, deci pentru mine e o problemă de bază în acest moment.
Oare de ce nu reușim să creștem gradul de cuprindere în asigurare? Și face o corecție. El a crescut... Pentru că nu crește încrederea în asigurări. Pentru noi, pentru media exprimii, al 12-lea an în piața asigurărilor. În momentul, deci l-am văzut crescând an de an, anul trecut era la 1,2%, aproape de 2%, dar a fost o creștere. E mică, dar e creștere. E prea mică, e o creștere prea mică. Deci la dimensiunea... Exact. Iar dacă noi ne-am focalizat eforturile pe creșterea încrederii clientului în asigurări în România, dintr-o dată am avea rezultate extraordinar de mari. Da? Și în sfârșit ne-am atinge și noi misiunea. În schimb, ne dăm pe prețuri din ce în ce mai mici. Prețul din ce în ce mai mic înseamnă calitatea serviciului din ce în ce mai proaspătă, din ce în ce mai mulți clienți sunt nemulțumiți că nu plătesc companie de asigurări la serviciu, că nu-și plătesc la una cum trebuie și tot așa, din ce în ce mai puțin încheie asigurarea și uite așa suntem pe o spirală ușor negativă, dacă stăm să ne gândim. Sau tendința este periculoasă. Mai dăm și apă la moară acelei părți din mass media care e avidă după senzațional și nu dau de câștigile cu uite o mașină care nu a fost plătită de care nu a fost pe dezvoluirea, uite nu știu ce daună care săracul nu și-a primit indemnizația care avea dreptul. Și în felul acesta se focalizează sau se duc toate acțiunile noastre se îndreaptă spre a scădea încrederea clientului în asigurări. Și dacă reușim anul acesta să creștem încrederea clienților în asigurări, deci dintr-o dată putem să sperăm la creștere chiar cu două cifre. Dar această condiționalitate este foarte dificil de realizat în actuala conjunctură în care actorii din piață sunt foarte foarte necoalizați sau nu își cunosc interesul, nu știu, văd și pe piața bancară. Se întâmplă altfel lucrurile. La noi competiția, în loc să fie focalizată pe creșterea calității serviciului clientului și spre client, competiția se focalizează spre a lovi într-un concurent. Haideți să ne epuizăm subiectul. Și în final... Cât crește sau scade piața în 2010? Previziunea dumneavoastră. Undeva între 5 și 10% o să crească. Deci am totuși încredere că economia națională va evolua pe zero sau spre plus. Și dacă... Știți, de multe ori, asta e filozofia așa mea personală. Mai bine să fiu optimist și să mă înșel decât să fiu pesimist și să n-am dreptate.